Bun găsit! Experiențele acestei zile ne pun față în față cu lucrurile care ne plac mai puțin și va trebui să acționăm cu tact și răbdare. Pentru berbeci, poate chiar au antipatie pentru cineva și situațiile care se creează astăzi nu cer o rezolvare imediată sau confruntări, mai mult tact. Pentru tauri, la locul de muncă se pot crea situații care nu pot fi rezolvate foarte ușor, mai ales dacă ei creează o ostilitate cu persoane sau față de situațiile create. Mai multă răbdare și înțelepciune. Pentru gemeni, un viciu sau un comportament se dovedește a fi toxic astăzi și trebuie să aibă înțelepciunea să renunțe la el pentru a fi mai sănătos și a putea merge mai departe. Racii au și ei astăzi o zi ușor tensionată, mai ales în raporturile cu familia sau cu colegii foarte apropiați. Sentimentul este de nesiguranță și că nu știu exact pe cine să se bazeze. Poate că le-ar prinde bine un sfat de la un specialist. Pentru ulei, ziua aduce tot felul de situații, nu foarte grave sau foarte importante, dar un hățiș de treburi pe care trebuie să le rezolve și care sunt extrem de obositoare. Răbdare! Pentru fecioare, dispoziții financiare astăzi nu prea au bani pentru că ar ști ce să facă cu ei, dar soluțiile cele mai creative sunt cu banii cei mai puțini, niște proiecte poate se amână. Pentru balanțe, este posibil ca unele balanțe să fie nemulțumite de ele însele, de deciziile pe care le-au luat sau de oamenii pe care și i-au ales aproape. Nu e cazul să regrete, întotdeauna există și un aspect pozitiv, chiar și într-o situație neplăcută. Pentru scorpioni, ziua poate aduce tot felul de îngrijorări, unele cu motiv, altele fără motiv. Se accentuează astăzi anxietățile, nu neapărat legate de zona financiară, sănătate sau tot felul de probleme, răbdare și înțelepciune. Pentru săgetători, banii din nou sunt vizați astăzi, mai ales dacă cineva cere cu împrumut, poate e bine să amâne și dacă vor să facă un cadou să impresioneze, trebuie să-l facă mai mult sentimental. Capricornii pot fi neliniștiți cu privire la funcția, rolul, poziția sau puterea lor în acest moment, mai ales dacă nu au doar prieteni în jurul lor, să se bazeze pe forțele proprii și poate să strângă mai aproape de ei membrii familiei. Pentru vărsători, o zi care aduce, mai ales în prima parte a zilei, neliniști legate de crezurile lor, convingerile pe care le-au, mai ales dacă puse în fața realităților vieții, ele nu se probează. E bine să recunoască cu sinceritate unde au greșit. Pentru pești, ziua aduce astăzi tensiuni sau surprize legate de relațiile apropiate. Gesturile unor persoane și mai ales vorbele pe care le aud că le-au spus despre pești s-ar putea să-i surprindă neplăcut. O zi care poate aduce un pic complicații sentimentale, dar vom depăși și asta. Mai bine ne vedem și mâine.